Rusia, propunere de ultimă oră pentru Volodimir Zelenski Ce vrea să obțină Vladimir Putin? A început a treia rundă de negocieri între Rusia și Ucraina. Cele două delegații s-au întâlnit în Belarus pentru a discuta pacea. Înainte de toate acestea, apropiații susțin că rușii ar fi venit cu o propunere de ultimă oră pentru președintele Volodimir Zelenski. Rusia vine cu o propunere de ultimă oră pentru președintele Volodimir Zelenski. Delegația lui Vladimir Putin vrea să facă o schimbare în Ucraina, în cazul în care țara vrea ca războiul să fie încheiat. Potrivit unor surse apropiate ale celor două delegații, Rusia ar fi propus ca Volodimir Zelenski să rămână președinte al Ucrainei, dar doar de formă. De asemenea, Vladimir Putin ar vrea ca premier al țării să fie Iuri Boico, un apropiat al Moscovei. Dezvăluirea ar fi fost făcută pe Twitter de Cristo Grozev. Omul pe care președintele rus vrea să-l pună la putere este un politician din Ucraina, dar prorus. Președintele Ucrainei nu este de acord cu aceste condiții. Cu atât mai mult, Rusia vrea ca Ucraina să recunoască republicile Luhansk și Donetsk, dar și renunțarea de a intra în NATO. Cele două delegații s-au întâlnit acum pentru a negocia pacea în Belarus. Condițiile impuse de ruși au fost aflate de președintele Volodymyr Zelensky, dar liderul Ucrainei ar fi răspuns cu nu la toate aceste propuneri.